Mai de voie, mai de nevoie, 90% dintre alexandrenii sunt debranșați de la sistemul centralizat de încălzire. Mulți au optat pentru centrale de apartament, alții apelează la alte surse de încălzire a aerului și a apei. Cei rămași în sistem centralizat însă nici nu-și mai aduc aminte de când nu au mai beneficiat de apă caldă. Mai mult, ei se plâng că mulți dintre vecinii lor fură apă din calorifere, producând pagube atât locatarilor cât și furnizorului de agent termic. De când aveți centrala? În august. De anul acesta. Da. Și spuneți-ne, vă rog frumos, care este motivul pentru care v-ați debranșat și ați trecut la centrală? Păi, motivul e următor. De la centralizat, de dat de exemplu, căldura anul trecut mi-a dat o data de 18 noiembrie. Așa, a fost o perioadă care era frică, am băgat caloriferele de astea electrice și mi-am încegăit. Și după aia a întrerupt-o în 15 martie și a venit perioada aia în 15 martie până april a fost frig, am tot așa îmbogat și nu știu de aia peretele. Și atunci ce am zis? Stai așa, te mă tai, pui centrală, am izolat și blocul cu polistiren pe afară și atunci am căldură, stau la boier. Până să vă debranșați, de când nu mai avuseserați apă caldă în sistem centralizat? Dar nu mai știu când. Dar niciuna să vă... nu mai știu de când. Limonul n-am mai dat. Dar acum am apă caldă, cu foc. Vă mai aduceți aminte, dragă domnule, de când nu ați mai avut apă caldă? Da, de zile. Ani, de zile, bre. E vreo 8 ani. Da, de zile. Cine mai... Le-am mai văzut? E vreo 8 ani. Nu am avut noi căldură, dar apă caldă. Ce dracu să... Nu mai e. Dacă plătim numai căldura, plătim de ne... N-acoperim banii care luăm la pensie cu întrețineri și cu... Deci vi se par facturile la căldură? Da, mai? Da, da. Foarte. Acum am plătit 2 milioane și ce ne-a dat în noiembrie? Acum cred că vine nu știu câte milioane. Dar știți că facturile acestea mari la căldură, în primul rând, da? Se datorează și faptului că mulți dintre cei care au rămas ca dumneavoastră în sistem centralizat fură apă din calorifere, apă caldă. Da, ne-a furat când am avut și la calorifere, erau reci, fiindcă a luat apă din calorifere și și-a făcut treburile lor. Știi, noi nu putem intra, eu locatar. Nu poți. Nu poți să intru în casă la mata la aia care păscară cu mine. Dar mata care are o responsabilitate în cadrul asociației, poți să te duci. Și să vede că în general pune toți la baie sărăcia asta. Cam eu o prietenă care are asemenea chestie. Și ia apă caldă de acolo. Și poate să ducă, să vadă, să-l tragă la răspundere, că eu mă dăunează mie, că nu mai am căldurea suficientă, dacă... Nu, să bage dracu ceva aia, să nu mai facă baie și să nu mai... Cu centrala termică e nemaipomenit de bine, nemaipomenit. Deci acum să sper că plătesc vreo 250 apă caldă, încălzire și are gaz. Așa, dai 7. Care a fost motivul pentru care ați hotărât că treceți la centrală proprie? Nu mai se pute. Nu mai sunt 250 de lei și a zis, nu se mai poate. Trasările mari a determinat. Ce se întâmplă? Toate treburile astea se răsfrângea asupra noastră. Copilul mic trebuie spălat, trebuie îngrijit, trebuie ca să fie, să aibă o igienă corespunzătoare. Adică o creștere normală, nu mai zicem o creștere, știți cum e. Să fie mai bine. Problema însă este mai complexă pentru că atunci când beneficiau de apă caldă, alexandrenii erau nemulțumiți de facturile prea mari și cum binele nu se poate face cu forța, furnizorul de agent termic, Termaserv, a hotărât sistarea furnizării apei calde. Cu toate acestea, din cauza furturilor din rețea, pierderile sunt foarte mari și datoriile se țin lanț. Numai în ultimele două luni ale anului trecut, Termaserv a înregistrat datorii de 2,5 miliarde de lei vechi. Apă caldă în sistem centralizat nu mai furnizăm din 2006, după ce am avut o tentativă și am livrat și dimineața 3-4 ore, seara 3-4 ore, dar într-adevăr au fost niște costuri foarte mari și la Terma și automat și factura cetățeanului mărită și din cauza, sau în primul rând, din cauza debranșării. În momentul de față, la sistemul centralizat, din punct de vedere al apei calde, sunt debranșați peste 90%. Deci cei 10% cheltuielile sunt foarte mari. Mai rămân cele două blocuri, CO1 și CO2, care primesc apă caldă, și mai era și blocul ANL1, ANL2, din zona fostelor sere, au primit până în aprilie,
dar le-am oprit furnizarea pe căldere din cauza de neplată. În primul rând, cresc foarte mult costurile societății. De exemplu, pe luna noiembrie, apa facturată, apa de adaus, deci apa care a dispărut din sistem în jur de un miliard vechi, pe luna decembrie în jur de un miliard jumătate. De acord, sunt și pierderile sistemului, că nu este perfect, dar urmărind fișele de parametri de la fiecare punct termic sau fiecare centrală, putem să vedem că avem un 2-3 metri noaptea, când zic că dormim, și când ne sculăm de la 5-6 dimineața, se dublează sau se triplează până la ora 9-10 când pleacă lumea la serviciu. Și același lucru se constată și seara de la orele 18-19 până la 21-22. Deci o dublare sau chiar o triplare a... Am încercat niște controle prin apartamente, unde am fost sezizați de vecini. Și domnul director, golgoie în calorifer, acel zgomot specific, da? De golire. Bineînțeles că s-au uitat pe ochian și nu ne-au deschis. Pentru a opri furturile din calorifere, conducerea Termaserv a apelat la diverse metode, însă a primit reclamații din partea locatarilor la protecția consumatorilor. Acum însă Traian Constantinescu, directorul Termaserv Alexandria, spune că va apela la o soluție de colorare a apei care nu este nocivă pentru oameni.